vor fi alegeri anticipate destul de curând, pentru că alegerile acestea au fost delegitimate de povestea cu pandemia, de frica permanent alimentată, inclusiv la televizor, de puterea pandemică și respectiv alegerile acestea au fost delegitimate de o opoziție în genunchi făcută de PSD. Și de aceea, ceea ce vedem acum, parlamentul pe care îl vedem la televizor și care tocmai se organizează în momentul de față, este un parlament creat prin niște alegeri viciate. Alegerile din 6 decembrie n-ar fi trebuit să se desfășoare, așa cum n-ar fi trebuit să se desfășoare nici alegerile din 28 septembrie. Da? Dacă am fost capabili să amânăm alegerile din când a fost în aprilie, dacă nu mă înșel, primul termen, alegerilor locale pentru 200 de infectări pe zi, n-am înțeles de ce am putut, cum am putut să facem alegeri cu 11.000 de infectări pe zi. Se punea problema că nu se pot da ordonanțe de urgență. Bine, vedem că nici în acest moment, cu un guvern interimar, nu se pot da ordonanțe de urgență, nu se pot lua măsuri în plus. Pe asta a mers, practic, am văzut guvernul Orban la acea vreme, când s-a justificat de ce organizăm alegeri pe 6 decembrie. Dar cine a crezut în aceste argumente? Au fost niște argumente false? Da, categoric au fost argumente false. Dovadă că domnul Orban, la o zi sau două după alegeri, și-a dat demisia, făcând ca guvernul interimar Ciucă să nu poată să emită ordonanțe de urgență și să nu poată legal să emită hotărâre de modificare, de prelungire a stării de alertă. Repet, să nu poată să emită legal. Că s-a emis e altceva. Că n-a fost nimeni suficient de curajos să pună în discuție legalitatea acestei hotărâri, asta este altceva, dar hotărârea este nelegală. Apropo de ordonanțe, deși mie nu-mi place absolut deloc ideea de ordonanță de urgență, întotdeauna am dezavuat-o, există cel puțin două motivații pentru care ar fi trebuit ca aerul ordonanțe de urgență. Unu, prima motivație, pe 31 decembrie expiră perioada de aproape 9 luni de zile de înghețarea efectelor contractelor de credit. Dacă expiră acest termen fără să se mai prelungească, atunci oamenii vor fi la mâna băncilor. În sensul că băncile vor putea să mai păstuiască o lună, două, pe cine să păstuiască până la urmă, pentru că oamenii aceia nu mai au loc de muncă, pentru că între timp IMM-urile unde lucrează intră în faliment, sau băncile vor putea să spună tăiem coada pisicii dintr-o dată ca să fie mai puțin dureros și atunci o să înceapă evacuările. Știți cât sunt în situația de a fi obținut această înghețare? 325.000 de persoane. Cu familii, cu tot. Foarte mare, exact. A doua chestiune, deci de a doua ordonanță. Executările silite ale fiscului sunt amânate de asemenea până în 26 decembrie. Adică săptămâna asta se termină. Dacă nu emiți o ordonanță de urgență care să prelungească încă cel puțin 5-6 luni de zile aceste executări silite de la fisc, trebuie să ne așteptăm după 3 sau 4 ianuarie, când sunt primele zile, când e prima zi, dacă 4 ianuarie cred că e prima zi lucrătoare, să înceapă executările silite de data asta, nu neapărat pe persoanele fizice, deși și noi putem să fim executați silit dacă nu ne plătim datoriile, ci pe IMM-uri. IMM-urile acelea care oricum sunt într-un hal fără de hal din punct de vedere economic, mai mult de 65% dintre ele au activitatea redusă sau sunt la avarie. Dacă vine și fiscul și le execută silit, iar fiscul execută silit fără discuție, da? Nici nu poți să te opui, except în situația în care ceri insolvența, înseamnă că toate aceste IMM-uri, și vorbim de sute de mii de IMM-uri, înmulțiți cu doi cel puțin, joburi, câte generează un IMM și o să vedeți șomaj, și o să vedeți falimente, și o să vedeți probleme cu plata facturilor și o să vedeți probleme cu consumul, pur și simplu consumul de alimente și bunuri de la consum, pentru că nu vei mai avea cu ce să finanțezi acest consum.